ăstea trei au venit o nemțoaie. Farurile ăstea sunt originale. Modelul acesta sunt trecute în carte chiar și jantele pe 17. Vor spune, nu are cum să existe Golf 4 din 2005. Cum vedeți, are puțină rugină la urmă. Frânele au fost schimbate acum 2 ani. Avem și senzor de parcare. Călzire în scaune, avem SP-ul, butonul de avarii, FD-ul original Golf 4, pe care oare cutia asta se mișcă destul de bine. Ăsta este motorașul nostru de 1.9 ASZ. Cam așa se conduce mașina. Asta e consumul meu de când am pornit. Cred că la Volkswagen Golf 4 au fost făcute un pic mai calitative. Volkswagen, Volkswagen, Volkswagen. Vum, vum. Volkswagen, Volkswagen, Volkswagen. Volkswagen, Volkswagen. Mein ganzer Fun, der geht drauf in die Volkswagen. Die Tiefzerkratze Politur von meinem VW spiegelt nur die Tatsache, dass mir Geld fehlt. Bin so pleite, schick mir Geld, Paper, Visa oder Giro. Mein Auto ist am faulen Bruder, es wird langsam bio. Du findest Essen wie bei einer Vollpension. Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog, la un nou episod pe canalul meu de YouTube. Știți că nu ați mai văzut de o perioadă scurtă sau lungă de timp un proiect de-al meu. Iar astăzi am să vă prezint o nouă achiziție ce tocmai am făcut-o pe sufletul meu. Știu, cei care m-ați urmărit, ziceam eu că am să caut o mașină autohtonă. Nu a fost să fie aia, dar ziceam că poate va fi o nemțoaică, poate va fi o italiancă, dar uite că din ăstea trei a venit o nemțoaică. O nemțoaică care pe plaiul românesc este mult îndrăgită, mult iubită și sunt tot mai multe, pentru că sunt mașini bune, mașini fiabile, mașini care nu sunt foarte scumpe, dar ce am cumpărat eu este un model destul de rar. Probabil vedeți acolo și pe cadru și ați văzut și titlul acestui vlog. Este vorba despre un Volkswagen Golf 4, da, din anul 2005, 1.9 ASZ, automată. Deci este modelul de față, este ceva mai rar, pentru că a fost o ediție limitată, să zic așa, și sunt puține care sunt automate, care sunt ASZ-ul și au un astfel de an de fabricație. Din întâmplare am dat peste această mașină și am zis că nu am cum ca să o ratez, trebuia neapărat să ajungă la mine. Mașina asta cred că va prinde și pe YouTube și cred că va avea și ceva căutare în caz că aș vrea cumva să o dau. Hai să vă spun una alta despre dotări. Sunt mașini poate din 2010 care nu au dotările acestei mașini și suntem la partea frontală. Aici vorbim de aceste faruri care sunt cu xenon, modelul fiind acela de R32, iar cei care cunosc și știu despre ce este vorba, poate să dea chiar și o căutare pe internet să vedeți cât costă aceste faruri dacă vreți să le cumperi noi, chiar și SH. Lăsați voi acum un comentariu și spuneți cam cât credeți voi că costă aceste faruri. Deci mă repet, farurile astea sunt originale și arată foarte bine, după cum vedeți, cu dublă semnalizare portocalie, xenon D1E sau D2E, parcă cam așa ceva, nu știu exact, și aici proprietarul care a avut-o în trecut i-a pus LED pe faza lungă. Mai jos avem și spălători de faruri, bineînțeles că n-avea cum să lipsească ăsta, fiind far cu xenon, era imposibil să lipsească spălătorul de faruri. Deși chiar dacă are aceste dotări în față, observăm că nu are și proiectoare. Nu știu cum a fost făcută această configurație, dar nu mă incomodează, deoarece pe viitor aș vrea să-i pun niște proiectoare cu lupă din acelea, tot așa cu LED sau cu xenon. Vedeți, mașina nu este nouă, este din 2005, da? Cum am zis, mai are defecte pe tablă, pentru că este Volkswagen. Nu este o mașină nouă, dar mașina asta o vom face să arate ca nouă, da? Hai să trecem și la lateral, da? Pe lateral ce avem? Avem jante pe 16 inci de Volkswagen originale, da? Bă, un model destul de frumos din ce am văzut eu. Și la modelul acesta sunt trecute în carte chiar și jantele pe 17. Am să vă arăt eu și cartea mașinii, pentru că sunt sigur că sunt mulți cărcotași care vor spune nu are cum să existe Golf 4 din 2005 cu motor ASZ-ul. Da, motorul este într-adevăr ASZ-ul, este Euro 3, nu este Euro 4.
s-a montat și cred că ultimul an de producție al acestei mașini a fost 2005 sau mai exact 2006. Impecabilă nu este mașina, spun asta deoarece majoritatea golfurilor cam au o problemă cu rugina aici colo, după cum vedeți are puțină rugină la ușa asta, da, și aici. Puțin aici la prag, dar nu e ceva rău. Aripile pe față de la proprietar, am înțeles că au fost schimbate ambele. Știți că majoritatea au o problemă aici cu buretele acela din spate care se udă, se strânge apa acolo și cu timpul ruginesc aripile. În rest, pragurile arată bine. Le vedeți, nu știu, e puțin murdară mașina. Când am luat-o era și mai murdară. Acum am spălat-o cât de cât și arată într-un mare fel față de cum arăta, dar m-a interesat foarte mult partea tehnică la mașină, motor, cutie de viteză să ruleze foarte bine. Frânele au fost schimbate acum 2 ani, atât pe față cât și pe spate, vedeți, sunt discurile noi, nu știu dacă se poate observa, cauciucurile sunt MS-uri, iar de fabrică mașina vine cu aceste geamuri care sunt heliomate, da? În plus de asta mai avem bările de acolo de sus și antena de GPS pentru că mașina are navigație, dar o să vorbim și despre navigație când vom trece la interior. Acum suntem momentan la exteriorul mașinii, ați văzut 2-3 puncte acolo, ăsta este și spatele mașinii care arată așa. După cum vedeți, mașina are și cui de remorcare de fabrică original și în plus de asta avem și senzori de parcare, da, complet funcționali. Hayon-ul oarecum arată bine, doar că are tot la fel un punct aici de rugină, nu este străpus în interior, m-am uitat și am verificat, nu e asta o problemă, ori schimbăm hayon-ul cu totul, ori îl reparăm pe ăsta, gen să tăiem, să sudăm, oarecum să stopăm rugina să nu mai plece mai departe. În rest, bara arată bine. Ăsta este și lateralul de pe partea stângă. Mai avem aici un mic defect, tot așa legat de rugină. Deci, na, nu știu ce să zic. Ăsta este Golf 4. Așa arată mașina și de pe partea aceasta. După cum vedeți și în clip, ușa nu este aceeași culoare. Nu știu ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat. Probabil au schimbat-o în trecut, cei care au avut-o, au vopsit-o și nu au nimerit nuanța mașinii, dar urmează să o vopsim în culoarea mașinii, să facem un detailing exterior la mașină, să o polish-up, să-i aplicăm ori o ceară, ori o protecție ceramică pentru tablă, ori o vopsim toată mașina. Acum să trecem și la partea de interior și unde în altă parte am să mă urc prima și prima dată la ușa din spate, în spate pentru a vă arăta și interiorul și cam cât de spațios este umbrec. Uite că nu v-am arătat și în spate că portbagajul este destul de spațios, în ciuda faptului că mașina este break, cam așa stau eu. Scaunul este dat destul pe spate pentru că eu conduc și sunt mai înalt. Ca și spațiu, Golf 4 excelează foarte bine. Cam așa arată și bancheta mașinii. După cum o vedeți, cam câți kilometri dați la mașina asta. Deci da, ăsta este interiorul în partea din spate. Vedeți voi, nici fețele de ușă ăștia au o problemă și se cam desfac. Încă nu este cazul la mine, uite și pe partea aia. Totul este în regulă. Vă spunem de spate și de chestia asta. Asta de regulă toți care vând aceste mașini opresc pentru că are un preț mai mare și o vând separat. Uite, eu am cumpărat-o, am avut noroc și am cumpărat-o cu această poliță. Avem geamuri electrice și pe spate, da, complet funcționale, difuzoare și pe spate. Hai să intrăm la interiorul, la partea din față, să vedem ce ne prezintă Golf 4, da? Hai să o luăm așa. Pe partea stângă la șofer, fața de ușă, avem 4 geamuri electrice, oglindă electrică încălzită și cu reglaj, da? Vedeți voi, și partea asta aici tot la fel arată destul de bine. Hai să vedem scaunele cum arată la kilometri care are mașina, dar stați până la final, să zicem așa, să vedeți cum câți kilometri are acest model. Da?
Băi, scaunele ăștia, nu știu dacă sunt exact Recaro, dar seamănă foarte bine cu Recaro, deși eu la Recaro știu că pe undeva pe aici scrie Recaro, uite, pe ăsta nu scrie Recaro, poate chiar sunt chiar sport și cam atât, cu reglaj pe ambele părți, stânga și dreapta, avem cotieră, da, frânul de mână din piele, avem pilot automat, volanul în trei spițe, panoul de lumini, reglajul de lumini de la bord, surile astea cu afișaj mare, să zic așa, și vedeți că suntem la partea de bord, avem 327.000 de kilometri, da? Ăștia sunt kilometrii mașinii. Mergem mai în dreapta, avem încălzire în scaune, avem SP-ul, butonul de avarii și pe ăsta cred că e de la dezaburire pe spate, dacă nu mă înșel. Merg mai jos, ce avem aici? Ăsta care este destul de scump în dezmembrări și cam greu de găsit. Majoritatea sunt rupte, suportul de pahare. Iar aici avem navigația originală. FD-ul original Golf 4 cu ecranul ăsta șmecher care, vedeți voi, îl faceți bam, bam, apăsați în ambele părți. Cum vreți voi, cum vrea mușchiul vostru să îl faceți, da? Climatronic cu jos, care este perfect funcțional. Telefonul care este un Nokia 6230i. Și piesa de rezistență este cutia Tiptronic, care m-a lăsat mască cât de bine funcționează în 5 rapoarte. Și pot să zic că la vechimea care o are, cutia asta se mișcă destul de bine. Ori poate că a fost întreținută mașina, deoarece știți că eu iau mașini doar cu carte service și cu istoric. Și am să vă arăt aici ce avem, da, aici e CD-ul de la navigație, da. Aici avem cartea service a mașinii, da? Deci complet, tot ce trebuie. Mie îmi place ca să cumpăr mașini corecte, mai ales pentru mine. Ca să vă arăt și cartea mașinii, aici avem și garanția la baterie, pentru că am luat-o complet cu garanție, doar ce era schimbată garanția. Aici mai avem un manual de utilizare al CD player-ului sau ceva de genul, spunea domnul care am luat-o că casetul are acest cod cu seria de caroserie sau ceva de genul, în fine. Tot aici în torpedo mai avem chestia asta care nu știu exact cum funcționează. Eu am băgat un stick de muzică, dar când dau pe auxiliar nu se aude absolut nimic. Probabil mai trebuie făcute ceva setări pe la ea, care știți, lăsați și voi în comentariu și spuneți-mi dacă este așa. Hai să vă arăt cartea mașinii, să vedeți că ce am zis eu mai devreme este adevărat. Așa, Golf 4, da, anul de fabricație 2005, da. Aici avem codul motor care este acela ASZ, da, vedeți voi, s-a montat ASZ-ul și în 2005, doar că norma de poluare la această mașină este Euro 3, nu este Euro 4, da. Este neagră, vedem și că sunt trecute aici anvelopele pe 15, mașina a fost înmatriculată în 2018, iar pe partea din spate a cărții avem trecute jantele care sunt actuale acum și cauciucurile pe 16, plus cele de 225, 45, R17 omologate. Bun, ce mai avem noi aici? Avem oglinda asta cu senzor de lumină, avem parasolarele care sunt din pachetul de lumini, să zic așa, nu toate au pe Golf 4 cu deschidere și să prindă becul aici la plafonieră. Bă, asta este mașina. Avem și computerul de bord pe maneta asta din dreapta. De aici vedem cât ne consumă mașina, deși nu vedem și range-ul mașinii, pentru că pe atunci cred că nu făcuseră cei de la Golf asemenea dotare, sau poate există, poate au mai modificat și alții, dacă au făcut asta, nu lăsați și mie în comentarii și spuneți-mi ce e de făcut. Hai să deschidem și capota la motor să vă arăt sfântul motor ASZ de 131 de cai. Băi, și vă spuneam de sfântul motor ASZ, deoarece aseară vorbeam cu cineva și spunea că are 4 motoare din astea, l-a dezmembrat de vreo 2 ani de zile, cam așa, și nimeni nu vine să le caute. Oare de ce? Pentru că nu se strică și sunt destul de rare. La modelul ăsta ai și performanțe, ai și consum. Bine, de consum o să vorbim când facem car vlog-ul și o să vedeți despre ce este vorba. Asta este motorașul nostru de 1.9 ASZ, lichidul de motor în partea din stânga. Am verificat dacă a fost atinsă, dacă a fost lovită sau nu.
pare ca totul să fie în regulă la motor. Aici avem și cutia de viteze, scrie ceva de genul pe electromotor, da, aici este electromotor, este Hitachi, vedeți și voi tija asta de schimbare a cutiei, de schimbare a treptei a cutiei, sistema de la Volkswagen și aparent pare că nu s-ar fi umblat niciodată la cutia de viteze sau la motor. Cam așa arată și motorul, nu observ scurge de ulei sau alte lichide la motor, pare ca totul să fie în regulă. Proprietarul de la care am luat-o a zis că i-a făcut și toate schimburile la mașină. Aici avem distribuția, încă nu este de schimbat, ar mai avea vreo 20.000 până ar fi la termen. Aici încă o serie de caroserie plus aceea din geam. Lăsați mai jos în comentariu și spuneți ce ziceți, are potențial mașina asta de proiect sau nu. Dacă văd că voi veți fi interesați de această mașină, continuăm proiectul, dacă nu, o dăm mai departe și revenim la ce spuneam eu cu o autohtonă. Poate o să luăm și o autohtonă între timp, să vedem. Aș merge în paralel cu două proiecte, deși este mai greu, dar cel mai bine ar fi să ne focusăm doar pe unul singur. Cam ăsta a fost clipul de astăzi, acum o să trecem la volanul mașinii și o să o conducem să vedeți cum se conduce mașina asta și cât de bine poate ca să meargă. O să trebuiască să o înscriu pe numele meu, iar apoi putem să dăm înainte cu proiectul. Posibil în următorul vlog, dar nu promit încă nimic. Vom aduce ceva îmbunătățit la partea frontală. Vom avea de lucru la tabla mașinii, pentru că da, este necesar. Care îmi spune mie că a luat Golf 4 impecabil din anul 2000-2005. Eu vă spun că minte. Ori mașina a luat-o din Italia, Franța, dar știți cum sunt acolo, un pic mai bijerite, un pic mai maltratate. Eu am vrut să iau o mașină chiar din Germania, cu carte service și tot ce trebuie. Hai să-i dăm drumul la CarVlog. Și cam așa se conduce mașina, nu este cea mai rapidă, are doar 131 de cai. Cutia, cum am zis la început, este una Tiptronic în 5 rapoarte, care schimbă foarte, foarte bine și nu zmucește, nu face absolut nimic, ținând cont că este fabricație 2005. Și legat de consum, cam ăsta e consumul meu de când am pornit, nu știu să zic, 5 km, cam așa, undeva la 9.1 cu clima pornită. Eu când am cumpărat mașina asta am venit cu un consum de 6, 4, 6, 5, cam așa. Încă nu am testat-o foarte, foarte mult, adică să-i facă plinul să văd cam cât ar consuma, deși cred că undeva la 90 pe oraș consumă de voie, pentru că este automată. Vedeți voi, avem și becul de la airbag acolo aprins, nu știu încă care ar fi cauza. Dar eu consider că undeva pe la ușă pe aici s-a umblat pe la fire, pentru că de fiecare dată când dau cu ușa și o închid, zice ceva eroare de airbag. Nu că nu ar funcționa airbag-ul la volan sau acolo, doar că apare eroarea asta. Nu știu despre ce este mai exact. Sunt ceva pixeli morți la ecranul ăsta când se încălzește. Nu se prea mai vede chiar atât de clar, adică cum se observă și acum, asta mă refer, doar că atunci când e rece este foarte clar. Ăștia sunt numărul de kilometri care mașina îi are. Încălzirea în scaun este funcțională, senzorii de parcare sunt funcționali, în principiu cam totul funcționează pe mașină și asta. Da, problema asta la Golfuri este mult întâlnită, cum am zis și adineauri, se desfac plafoanele astea, dar nu e o problemă că o să-l facem, o să facem noi așa cum trebuie, montăm și plafonul la ea, îl facem tot în aceeași culoare, nu-l vom face negru. Mașina nu troncăne, nu bocăne, are o ținută foarte bună de drum, asta am văzut-o ieri când m-am întors acasă, 300 de kilometri, bă, și e mișto rău de tot, adică cu o automată nu te simți absolut deloc obosit.
Ola nu are un pic de uzură, ori îl retapițăm, ori îl vopsim. E ceva normal până la urmă, sunt acești kilometri, acum depinde cum a fost exploatată scaunul din dreapta, deși are kilometri ăștia, arată extrem de bine. Al de la șofer la fel, arată foarte bine, poziția de condus la Golf 4 este una excelentă. Deși ziceam eu de uzura de la volan, vedeți voi, uite, la asta de la lumini nu are uzură absolut deloc, sau la astea de la geamurile electrice. Știți că la Volkswagen Golf 5 e o problemă des întâlnită cu uzura la panou. Ăsta nu că nu s-ar schimba, asta nu ar fi o problemă, dar poate chiar și asta a fost schimbat, nu știu, dar cred că la Volkswagen Golf 4 au fost făcute un pic mai calitative. O să trebuiască să cumpărăm și telefonul ăsta, un Nokia 6230, dacă voi aveți vreunul la preț bun și este funcțional, vă rog să-mi dați mesaj. În principiu cam asta este mașina, așa se conduce, nici nu simți că mergi, pur și simplu simți că plutești. Nu mă gândeam că Volkswagen, chiar și o generație atât de veche, au făcut cutii atât de bune. Deci acest tip tronic m-a impresionat și mă impresionează. Uitați, consumul chiar acum a scăzut. Acesta a fost vlogul de astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare. Lăsați un mesaj și spuneți-mi ce vreți să facem la mașina asta. Eu aș vrea să o aduc cât mai spre original, să zic așa, și să o țin o perioadă de timp, să mă folosesc de ea, mai ales în concedii, pentru că este o automată și cu o automată îți faci altfel plăcerea condusului. Eu am fost Dan Cristian, dacă v-a plăcut acest vlog, dați și voi acolo un like, un subscribe, un share și ne vedem data viitoare cu o nouă mașină sau cu mașina asta, așa că acest proiect continuă. Vă salut, bye bye! Volkswagen, Volkswagen. 13 Zoll Felgen, roll baby, roll baby. Auf meine Volkswagen, Volkswagen. Es ist egal, ob sie wollen oder nicht, baby. Ich komme Volkswagen, Volkswagen. Wum, wum. Volkswagen, Volkswagen, Volkswagen. Wum, wum. Volkswagen, Volkswagen, Volkswagen.